Un șofer beat a intrat într-un magazin cu mașină cu tot și nu voia să cumpere nimic pentru că de îndată ce s-a dezmeticit, a fugit. Nu i-a mai păsat nici de faptul că femeia din dreapta sa este rănită sau că putea să o omoare pe vânzătoare. Într-o secundă de neatenție, bărbatul de la volan a pierdut controlul și a ajuns cu mașina în peretele unui magazin. Nu era singur, o femeie îl însoțea. O ruptă un gard din asta, greutatea a lui este peste 30 de kilograme. A venit din partea cealaltă, spre container, cu o viteză foarte mare și a sărit peste gard, a luat dâmbul ăsta și a intrat direct în magazin. Din cauza vitezei excesive, dar și a alcoolului, spun martorii, bărbatul nu a mai putut să controleze autoturismul. Doar o minune a salvat-o pe femeia care era în magazin. Era un lateral spre vitrina cu bere să pun o bere în frigider, când am auzit o bufnitură. Am ieșit să văd ce se întâmplă. Deja rafturile au început să cadă, vitrina și toate alea, sticle, toate produsele pe jos. Din fericire, femeia s-a ales doar cu o sperietură, la fel și șoferul, care a fugit imediat după accident. Partenera lui n-a fost la fel de norocoasă. Femeia a ajuns în brațele medicilor. Am speriat pe loc, nu a sărit inima. Conducătorul auto nu a fost identificat de către polițiști la locul producerii accidentului, însă se cunoaște identitatea acestuia și urmează să fie audiat în legătură cu cele întâmplate. Dacă va fi găsit, omul va fi cercetat penal pentru vătămare corporală din culpă, dar și pentru că a fugit de la locul accidentului.